această cântare chiar ne aduce multă pace și bucurie și vrem chiar să vedem în dimineața aceasta zâmbete și inimi vesele. Așa că haideți să cântăm cu toată inima. Iisus chiar ne cheamă la o pocăință autentică și adevărată și dragostea Lui chiar este nestrămutată pentru noi. Vă invităm să cântăm imnul Softly and Tenderly. Calling for you and for me.
pentru că știm că dragostea lui Hristos este chiar atât de profundă pentru noi și El chiar ne cheamă la o adevărată slujire în această viață. El chiar ne cheamă să slujim pentru El. Vă invităm să intonăm imnul 434, Când Dumnezeu te cheamă în lucrare. Și ne ridicăm ca să cântăm. Acesta care a trecut, pentru fiecare zi din acest an și nimic din ceea ce am primit în fiecare zi pe care ne-ai dorit-o nu este meritul nostru. Venim înaintea ta să îți mulțumim și să te lăudăm pentru îndurarea pe care o ai față de noi, să-ți mulțumim pentru câtă dragoste și răbdare ne arăți fiecare dintre noi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să fim conștienți că schimbarea și dedicarea vieții noastre pentru tine nu există o singură zi în care putem să facem lucrul acesta pentru că începe un nou an, ci oricând auzim glasul tău, te rugăm să ne ajuți să avem inima și mintea deschisă, să te acceptăm pe tine în viața noastră și să te urmăm, să te slujim și să mergem pe drumul pe care tu l-arăți fiecare dintre noi. Te invităm să fii în continuare prezent în mijlocul nostru și să ne ajuți ca gândurile și activitățile pe care le vom avea astăzi să fie îndreptate către tine și către dragostea ta, astfel încât să putem să revărsăm și noi din toate bucuriile pe care tu ni le dai în fiecare zi. Amin. Amin.
Este. Bună dimineața! Eu sunt Răzvan, sunt absolvent Integritas, acum sunt pedagog și predau matematică acolo. Și în 5 minute în dimineața asta îmi revine onoarea ca să vă prezint câte ceva despre Integritas și despre ce facem noi acolo. Acum, e mai ușor să vorbești 2 ore decât 5 minute, dar încerc să le compactez foarte mult. Principalul lucru pe care ne definește pe noi ca Integritas e următoarea propoziție. Educația adevărată îl dezvoltă pe un tânăr în toate cele 4 domenii ale vieții. Știți să mi le spuneți? Care sunt alea? Spiritual, fizic, emoțional și mental, intră la social, nu? Toate lucrurile astea și mai aveți una, ați uitat-o, academic. Nu? Că ăsta e și principalul, de asta facem și o școală. Și deci sunt 4 domenii, academic, spiritual, fizic și social. Și ce m-a impresionat pe mine la Integritas este următorul lucru, că am văzut oameni care se schimbă. Am văzut oameni care vin într-un anumit fel la Integritas și după un an, doi, trei, patru, se transformă și devin alți oameni. Și vreau să vă arăt câteva imagini prin care să vă transmit niște lucruri. Ăsta e campusul, cel puțin așa arăta acum câțiva ani, așa arată, cred că anul trecut. Și avem un campus de 20 de hectare și după cum vă imaginați, în 20 de hectare ai ce să faci. Și atunci, unul dintre lucrurile care îi schimbă pe oamenii de la Integritas e vocațională sau activitatea practică. Practic, în fiecare zi, elevii fac 3 ore de vocațional. Și în fiecare săptămână se schimbă activitatea și avem mai multe activități. Uite, avem solar, avem 6 solare pe care le lucrăm, de la plante până la cules și așa mai departe. Da, și lucrăm și profesori și elevi și e o modalitate bună prin care să-ți faci prieteni și să înveți foarte multe lucruri practice. Imaginați-vă că vin elevi care țin sapa invers când vin la Integritas și e interesant să vezi cum se schimbă, știi? Adică după puțin timp cum se dezvoltă și cum învață să facă unele lucruri. Da, avem și culturi de muri, de mure, de afine și o livadă de 800 de meri pe care îi lucrăm și pe care învățăm să avem grijă de ei. Ne ocupăm și de îngrijirea campusului și de orice este nevoie practic acolo. Avem și mecanică, unde și fetele și băieții învață să repare mașini și tot ce ține de domeniul ăsta. Și tâmplărie, ne facem propria mobilă și mai vindem. Și da, e o modalitate bună prin care să înveți să faci, să lucrezi cu lemnul. În construcții, am construit, mare parte dintre noi am construit și căminele cu ajutorul unor instructori de vocațional, așa îi numim noi, și înveți foarte multe lucruri, înveți să pui vată de sticlă și să faci multe lucruri folositoare. Avem și curs de curățenie în care elevii învață să facă curățenie impecabilă și notați pentru lucrul ăsta și să calce și să spele și toate așa. Avem și o bucătărie vegană în care oamenii învață să gătească, vegan, sănătos, croitorie, în care cred că vă imaginați ce facem, nu trebuie să vă mai explic. Și unul dintre principalele lucruri pe care le facem la Integritas e misiunea. Facem toate tipurile de misiune posibilă, mergem cu standuri în oraș, mergem cu cărți la oameni, le facem teste de sănătate, vorbim cu ei și încercăm să le aflăm câte ceva din viața lor și să le dăm câteva sfaturi. Mergem și la zile de bătrâni și la oameni defavorizați și tot așa încercăm să intrăm puțin în viața lor și să povestim cu ei. Mergem și școli, alea mare sunt eu de acolo din spate și e interesant că le transmiți elevilor un lucru, le transmiți niște principii importante prin niște seminarii. Da, și la familii nevoiași și tot și așa mai departe. Deci facem misiune, asta e un principal la noi. Avem și o săptămână de misiune în care facem numai lucrul ăsta, într-o anumită parte din țară, unde alegem noi. Da, al doilea domeniu prin care ne dezvoltăm la Integritas e domeniul spiritual. Ne dezvoltăm prin capelă, mergem la capelă și sâmbăta și în alte zile ale săptămânii și avem, ăla mare sunt tot eu, și facem mai multe programe. Da, aici într-o săptămână de rugăciune, pe băiatul ăsta îl știți,
și prin discuții, prin altare de dimineață, de seară, ne dezvoltăm spiritual, nu? Și ne aducem mai aproape de Dumnezeu prin orele de Biblie, tot așa. Și e fain că elevii au ocazia să se dezvolte, să vorbească, să-și pregătească și ei o predicuță, un gând și să-l prezinte în fața colegilor lor. Da, și se dezvoltă. Bun, asta e o întâlnire afară, avem și orchestră și în orice biserică sunt și slujbași, așa că, da, avem ocazia și să slujim cu ocazia asta, la mare sunt, da, tot eu. Avem și botezuri, am avut patru botezuri, s-au botezat peste 50 de elevi. Da, deci vezi oameni schimbați, vezi oameni care vin răi și pleacă buni, cam asta e ideea principală. Da. Al treilea mod prin care ne dezvoltăm la Integritas e academicul, nu? Tot eu. Și principalul e că mergem pe un curriculum american și atunci și materiile sunt un pic diferite, învățăm câteva lucruri și în engleză, mai multe lucruri și în engleză și dăm examenul final, SAT-ul, e echivalentul american al BAC-ului. Așa arată o sală de clasă la noi. Și asta e o sală de clasă în acțiune și o sală de clasă afară. Da, deci e, și ne bazăm foarte mult pe partea practică a academicului, adică cum să aplicăm ceea ce învățăm în viața noastră. Avem și un cor foarte frumos. Asta e de la prima absolvire, asta e a doua absolvire și am avut 3 generații până acum, eu am fost a treia. Da, deci ne dezvoltăm și pe partea academică. Foarte mult prin ceea ce învățăm. Avem și profesori care sunt din alte țări și atunci, vorbind ei numai engleză, trebuie și noi cumva să știm numai engleză sau cel măcar să ne facem că știm engleză ca să putem să comunicăm cu ei. Da, și ultimul lucru, ca să nu vă țin mult, e partea socială. Nu? Ce facem noi în timpul liber când trecem de programul ăsta, că ore și vocațional și așa? Pentru că locuim împreună, ăsta e un cămin, ăsta e o cameră de cămin, în care am stat eu, ne sărbătorim zilele de naștere împreună, deci suntem împreună tot timpul acolo. Și atunci, ce facem? Păi, nu știu, mai facem ore de condus când ne plictisim cu cineva care știe să conducă. Mergem în excursii prin toată țara, prin afara țării. Am mers în câteva țări în timpul anilor de liceu. Mergem prin pădure, ne plimbăm cu ATV-ul, facem off-roading, e foarte fain. Avem parte de amintiri faine și de atmosferă foarte frumoasă. Și iarna e la fel de fain ca vara. Aici oamenii menționez că dormeau pe mașină. Da, deci facem și multe lucruri în afara programului, care ne scot cumva dintr-un tipar. Vreau să vă las cu un gând, asta e familia Integritas, poză făcută de o săptămână în urmă, sau două, trei, ceva de genul ăsta. Vreau să vă las cu un gând care cred că ne reprezintă ca și școală, care e următorul. Succesul în educație depinde de fidelitatea cu care împlinim planul Creatorului. Și credem că dacă Dumnezeu ne-a ajutat până acum făcând lucrul ăsta, o să ne ajute și în continuare. Și ultimul gând e următorul. Integritas e ca un măr foarte bun. Oricât v-aș povesti eu despre el și v-aș spune că ia uite ce culoare frumoasă are sau cât de bun e, n-ați ști cât de bun e. Ca să știți cât de bun e, trebuie să mușcați din el. Așa că vă invit ca dacă vreodată aveți ocazia să mușcați din Integritas ca să vedeți ce gust are. Vă mulțumesc pentru atenție și Domnul cu noi. Amin. Câți dintre voi ați fost binecuvântați și inspirați prin întâlnirea de aici, de la Dumbrava? Aș vrea să văd mâinile. Wow, mă bucur. Aș vrea să vă spun că această binecuvântare poate să continue sub o formă sau alta, pentru că, deși Impact împlinește 10 ani,
A existat un loc care a fost pus pe inima cuiva, cred că undeva acum vreo 20 sau 20 de ani. Așa că la Berivoi, în județul Brașov, la vreo 20 de minute de Făgăraș, o bună parte din cei care au inițiat această mișcare, Impact, au înfipt steagul într-un loc și au început acolo și o infrastructură care să poată să slujească la mai multe de evenimente de genul acesta. Ce ne dorim prin locul de la Berivoi și ce se întâmplă acolo este să existe un loc în care să putem să avem mai multe evenimente mici care să împlinească acronimul Impact și în mod special ceea ce înseamnă prima literă din Impact. Vă mai aduceți aminte ce înseamnă I-ul din Impact? Inspire. Ceea ce ne-am dat seama ca mișcare și ca Impact este că tocmai asta ne caracterizează, ideea de a inspira pe tineri, de a inspira pe oameni la a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a face mai mult decât atât. Așa că ceea ce vedeți e o proprietate cumpărată în urmă cu vreo 2 ani și un pic și nu doar asta. Așa arată acum. E cabana Impact, cum o mai numim. Aici. Așa. Cam așa arată zona de acolo. Vreau să vedeți câteva poze. Deja ne-am putut bucura de câteva mici întâlniri acolo. Cu echipa Impact, aici ai un retreat Impact după 10 ani cu echipa care a fost la început. De asemenea, Berivoi e locul unde se desfășoară și taberele Impact de acum în fiecare vară, așa că la vară ne vom vedea acolo, pentru cei care ați fost. Cam asta este despre Berivoi. Ce aș vrea să știți dincolo de pozele astea este faptul că cel mai probabil veți auzi curând despre următoarele mici evenimente care vor avea loc acolo. Fiecare eveniment va avea un anume specific. Spre exemplu, în urmă cu câteva săptămâni am avut întâlnirea Man of God acolo, o întâlnire cu specific pentru băieți și bărbați. Ne întâlnim împreună sau întâlnirea a avut ca specific mai mult nevoile băieților și bărbaților pe diferite aspecte, începând de la cum să biruim anumite lucruri cu care ne luptăm, până la cum să devenim bărbați în adevăratul sens al cuvântului, cum să ne susținem între noi și de asemenea am avut și întâlniri de business pentru băieți și bărbați, cum să învățăm să ne legăm între noi și să știm să facem lucrul ăsta bine, învățând unii de la alții. De asemenea, tot acolo se desfășoară și alte activități. Anul ăsta vrem să construim un pic mai multă infrastructură și să pregătim și partea de grădinărit și celelalte ateliere practice pe care le putem desfășura acolo. Așa că aș vrea să vă spun că Impact va continua dincolo de aceste evenimente și dacă cineva își dorește să sprijine într-un fel sau altul, sunteți mai mult decât bineveniți să treceți pe la Berivoi și poate chiar să petreceți un timp alături de noi, punând așa hands-on, mâinile practic acolo. E nevoie de ajutor în tot ce e de făcut, mă puteți contacta să vorbim mai multe lucruri personal și de asemenea să fiți cu ochii pe pagina Impact, probabil că primele evenimente le veți afla de acolo. Mă bucur că Impact continuă în felul ăsta și îmi doresc foarte mult să ținem aproape și să putem să fim la rândul nostru o inspirație pentru ceilalți.
We're always saying that technology is great when it works. Obișnuim să spunem că tehnologia este grozavă atunci când funcționează. And almost everywhere I go, I have technology problems. Și aproape pretutindeni pe unde ajung, întâmpin probleme la capitolul tehnologie. All right, welcome back. Bine ați revenit. Let's open with prayer, shall we? Vă invit să ne rugăm la început. Heavenly Father, Tatăl nostru din ceruri, we come before you this morning grateful. Suntem recunoscători în dimineața aceasta. We're grateful for Jesus. Recunoscători pentru Hristos. We're grateful that you're still on the throne. Recunoscător pentru faptul că încă ești pe tron. And pray that you would be with us as we have this discussion this morning. Te rugăm să fii cu noi în dimineața asta când vom studia împreună. May you help us understand your word. Să ne ajut să înțelegem cuvântul tău. May you help us to respond intelligently to the world around us. Și să ne ajut să răspundem într-un mod inteligent față de lumea din jurul nostru. And pray this in Jesus' name. Te rugăm aceste lucruri în numele Domnului Hristos. Amin. So there is a lot of media that calls itself Christian. Causes. That claims. Foarte multe dintre materialele care circulă în zona media se numesc pretind a fi creștine. There are films and TV shows about the Bible. Sunt filme, anumite seriale TV despre Biblie. And the visuals are pretty amazing. Și sunt cu adevărat uimitoare. You know, the world is very good at producing high quality visuals. Lumea se descurcă foarte bine în a produce materiale de o calitate video excepțională. But just because something says it's about the Bible or says that it's Christian doesn't mean that it is. Însă dacă un anumit material doar pretinde că este despre Biblie sau creștin, nu înseamnă și că este. So I want to draw your mind to a story in 1 Kings 18. Aș vrea să vă spun o relatare din 1 Regi capitolul 18. This is where Elijah has his Mount Carmel experience. Este experiența lui Ilie de pe muntele Carmel. It had not rained in Israel for 3.5 years. Nu plouase în Israel timp de 3 ani și jumătate. And the reason is because they were worshiping false gods. Din cauza faptului că se închinau unor dumnezei falși. And Elijah had this call to the people to return back to the Lord. Pe fondul acesta, Ilie îi cheamă pe israeliți să se întoarcă la Dumnezeu. And so when he's on Mount Carmel, he gives them this challenge. Iar pe muntele Carmel le lansează o provocare. He says, the God that answers by fire, he is God. Dumnezeul care va răspunde prin foc, spune el, este adevăratul Dumnezeu. And you know how the story ends. Cunoașteți cum se încheie povestea aceasta. Fire comes down from heaven. Focul coboară din ceruri. And it consumes everything. Și mistuie totul. Even the stones of the altar. Chiar și pietrele de pe altar. But I have a question for you. Aș vrea însă să vă întreb un lucru. Was Elijah's message true? Era mesajul lui Ilie adevărat? Even if there was no miracle to confirm it. Și în lipsa unui miracol care să-l fi confirmat? It was true. Era adevărat. He had been preaching this message for many years. Predicase acest mesaj ani de zile. We find a similar situation in Revelation 13. În Apocalipsa 13 găsim o situație asemănătoare. There's a religious authority. O autoritate religioasă.
It calls people to worship. Îi cheamă pe oameni la închinare. And there are only two choices. Și sunt doar două alegeri. Once again, God is called on to answer by fire. Din nou, Dumnezeu este chemat să răspundă prin foc. And we see from the text, fire comes down from heaven. Și vedem în pasajul respectiv cum focul coboară din ceruri. But I have another question for you. Și aș vrea să vă întreb un alt lucru. Does the miracle make the message true? Minunea săvârșită face ca mesajul să fie adevărat? It doesn't. Nu. In both cases we see that the message is more important than the visuals. În ambele pasaje vedem că mesajul este mai important decât ceea ce se vede. The message is more important than the miracle that confirms it. Mesajul este mai important decât miracolul care îl confirmă. Several years ago there was this film called Noah. În urmă cu ceva timp a fost acest film numit Noah. Maybe people were excited because they said, "Ah, there's a film about the Bible and we can go and see the flood happen on the big screen." Și mulți oameni s-au entuziasmat și au zis, "Da, uite, în sfârșit un film despre Biblie, o să vedem potopul pe marile ecrane." If we look at the description of the film, dacă ne uităm la descrierea filmului, it says there was this world that had no hope. Se vorbește acolo despre o lume lipsită de speranță. There was no rain and no crops. Nu era ploaie pentru recolte. It was dominated by warlords and barbarian hordes. Era dominată de lorzi ai războiului și de barbari. And in this cruel world, Noah was a good man. Iar în lumea aceasta crudă, Noe apare ca un om bun. It also describes him as a seasoned fighter, a mage and a healer. Este de asemenea descris ca un luptător, ca un vindecător. Says that Noah wanted peace for him and his family. Noe dorea pace pentru el și pentru familia lui. But every night he was beset by visions of an endless flood. Dar în fiecare noapte era asaltat de anumite vise cu privire la un potop gata să vină. And these visions symbolize the destruction of all life. Iar visele acestea simbolizau distrugerea vieții. And the film says gradually he began to understand the message that was coming to him by the Creator. Și filmul spune că în timp Noe ajunge să perceapă mesajul acesta ca venind de la Creator. And he understood that God had decided to punish men and kill them. Și înțelege că Dumnezeu și-a propus să-i pedepsească pe oameni și să-i distrugă. But that Noah was given a last chance to preserve life on earth. Dar Noe, lui Noe se oferă o ultimă șansă să conserve viața pe pământ. It sounds kind of like the Bible a little bit. Aduce destul de mult cu Biblia, nu-i așa? But it describes him as a fighter. Was Noah a fighter? Însă filmul descrie pe Noe ca un luptător. Era Noe un luptător? As a healer and a mage. Do you know what a mage is? A mage? A mage. Îl descrie ca pe un vindecător, ca pe un mag. Știți ce este un mag? A mage is essentially a magician. Un magician. But what about a preacher of righteousness? Dar predicator al neprihănirii? It doesn't mention anything about that. Nu amintește nimic despre asta. The director is a Ukrainian Jew, Darren Aronofsky. Directorul acestui film este un evreu din Ucraina. He studied film at Harvard. A studiat filmul la Harvard. And in the film industry, he's highly respected. Și este deosebit de respectat în industria filmului. But his films are very graphic and suggestive. Filmele sunt foarte grafice, sugestive. He based this film not on the Bible. Nu își bazează filmul pe Biblie. But on a book called Noah that he wrote with somebody else in the French language. Ci pe o carte numită Noah, pe care a scris-o împreună cu un alt autor în limba franceză. He said this. It is about environmental apocalypse, which is the biggest theme for me right now for what's going on in the planet. Este bazat pe următorul lucru și îl descrie în felul următor. Este vorba despre apocalipsa mediului, care este cea mai mare temă pentru mine în acest moment, referitor în raport cu ceea ce se întâmplă pe planeta noastră. And so essentially he made this film because he saw Noah as the world's first environmentalist. Practic face filmul acesta pentru că îl vede pe Noah ca fiind primul om preocupat cu adevărat de mediu. Another director was able to read the script before it was released.
Un alt director a citit scriptul înainte să fie publicat. And he basically says, if you are hoping for a faithful retelling of the Bible story, și el spune, dacă sperați să vedeți o redare fidelă a istoriei biblice, he said, you'll be disappointed. Veți fi dezamăgiți. Because Genesis 6 is depicted as a scorched desert, a dry, cracked earth. Geneza 6 este descrisă ca fiind un deșert uscat, un pământ crăpat. And he recognizes Aronofsky's point that this film is just about like an ancient story of global warming. Și recunoaște punctul de vedere al lui Aronofsky, anume că filmul acesta prezintă would you rephrase the last part? The film is about ancient global warming. Filmul reprezintă încălzirea globală timpurie. So, if the earth is a desert, așadar dacă pământul este un deșert, and there's no rain, și nu este ploaie, how do you build an ark without wood? Cum construiești o arcă without? That's kind of a big problem. How do you build an ark? How do you build an ark without wood? Fără lemn. This is a big problem. Este o problemă serioasă. And so to solve this problem in the book, și pentru a rezolva această problemă în carte, Noah receives a magical seed. Noe primește o sămânță magică. And he plants the magical seed and up comes a magical forest. Și o sădește, iar din ea răsare o pădure magică. And it's from this magical forest that he cuts down all the trees to build the ark. Pe care apoi o taie și construiește arca. This is a page from the book, and if you look at it, you can see that many of the background elements on the wall are actually from the Kabbalah tree of life. Este o pagină din carte și dacă vă uitați la imagini, multe din simbolurile de acolo sunt preluate din pomul vieții din Kabbalah. Which is very esoteric. Essentially, Kabbalah is like Jewish black magic. Kabbalah este, în esență, magie neagră iudaică. So in this film, demons actually help Noah build the ark. În filmul acesta, demonii sunt cei care oferă ajutor lui Noe pentru a construi arca. See, most people in Protestant Christianity believe that the sons of God are fallen angels that breed with the daughters of men. Would you rephrase that? Repeat. Most people in Christianity. Marea majoritate a oamenilor din creștinism. Believe the sons of God are fallen angels. Cred că fiii lui Dumnezeu sunt îngeri căzuți. And they create half men, half angels with the daughters of men. Și dau naștere unor ființe care sunt jumătate oameni, jumătate îngeri, căsătorindu-se cu fiicele oamenilor. But the director, he just skips that. And he says, no, they're just fallen angels. Dar directorul ocolește lucrul acesta și spune, nu, sunt doar îngeri căzuți. They have 6 arms and are 18 feet tall. Au 6 brațe și sunt înalți de 18 feet, dacă mă poate ajuta cineva. And these how many meters? Oh boy. Like 5-6 metri. Yeah. Okay. Sorry, been a while since I've been in school. And I was a science major, so I said, no meters. Yeah. So in this film, the angels, the fallen angels, are trying to get redemption back into heaven. În filmul acesta, îngerii căzuți caută să get redemption back into heaven. Mm-hmm. Caută să redobândească răscumpărarea în ceruri. Also, they portray an evil warlord getting onto the ark. De asemenea, descriu un lord al războiului care caută să pătrundă în arcă. How many of you remember reading that in the Bible? Câți vă amintiți să fi citit așa ceva în Biblie? No one? Nimeni? Of course not, it didn't happen. Bineînțeles că nu, nu s-a întâmplat așa ceva. Actually, if you watch the trailer for this film, you'll see as people are trying to get on the ark, Noah is throwing spears at people to kill them so they can't get on.
Dacă vă uitați la trailer, sunt acolo oameni care caută să pătrundă în arcă și Noe aruncă cu săgeți în ei și îi omoară ca să nu intre. And of course, none of that is in the Bible. Desigur, nu găsim nimic de genul acesta în Biblie. So in this film, he believes that God wants all humans to die. Se crede cumva că Dumnezeu dorește ca toți oamenii să moară. Including his family. Inclusiv familia lui. And that there are to be no more births after the ark lands. Și că nu se dorește să mai fie nașteri după ce arca avea să se așeze într-un loc. But then he has a problem. Dar apare o problemă. He finds out that his daughter-in-law is pregnant. Află că nora lui este însărcinată. And so he determines that if it's a boy, the child can live. Și se hotărăște să lase copilul să trăiască dacă este băiat. But if it's a girl, she must die. Dar dacă este fată, trebuie să moară. Well, Hollywood always has drama. Hollywoodul mereu creează dramă. So it turns out she becomes pregnant with two girls. Se pare că avea două fete. And in the end, when he believes that he is carrying out the will of God and he goes to kill the two girls. Și în încheiere, crezând că face voia lui Dumnezeu și merge să le omoare pe cele două fete, he tells God he cannot do it. Îi spune lui Dumnezeu că nu poate să o facă. And so essentially they have made Noah more loving than God. Practic, Noe este descris ca fiind mai iubitor decât Dumnezeu. And then after his drunken stupor, he is told that he should impart his wisdom to the world to teach humanity how to live better. Și după ce se trezește din beție, lui Noe se spune că ar trebui să dea din înțelepciunea lui lumii și să învețe pe oameni cum să trăiască o viață mai bună. Of course, based on the title alone, you would think it's a Christian film. Desigur, după titlu am putea să credem ușor că este un film creștin. And if you went, you would find out completely differently. Și dacă l-ați privi, ați vedea că este complet diferit. Just because it has the title of a Bible character doesn't mean that it's biblical. Doar pentru că are numele și personajul biblic nu înseamnă că este un film biblic. In fact, you wind up seeing many theological problems. De fapt, este încărcat cu multe probleme teologice. The director says of himself, directorul spune el însuși acest lucru. I am godless. Sunt neevlavios. I have had to make my God. Ar trebui să-mi creez un Dumnezeu. And my God is narrative filmmaking. Și Dumnezeul meu este crearea de filme narrative. I also want to show you something from this film. They tell the creation story. Aș vrea să vă mai spun ceva din filmul acesta care redă istoria creației. And as they tell the creation story, pay very close attention to the visuals. Și în timp ce redau această istorie, acordă foarte multă atenție aspectelor vizuale. I'm going to ask you a question afterward. I want to see how well you pay attention. O să vă pun o întrebare la final. Vreau să văd dacă ați fost atenți. Let me tell you a story. The first story my father told me and the first story that I told each of you. In the beginning, there was nothing. Nothing but the silence of an infinite darkness. But the breath of the Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light." And light was. And it was good. The first day. And then the formless light began to take on substance and shape. Second day. And our world was born. A beautiful, fragile home. And a great, warming light nurtured its days. And a lesser light ruled the nights. And there was evening. And morning. Another day. And the waters of the world gathered together. And in their midst emerged dry land. Another day passed. And the ground put forth the growing things, a thick blanket of green stretching across all creation. And the waters, too, teemed with life. Great creatures of the deep that are no more, vast multitudes of fish,
some of which may still swim beneath these seas. And soon, the sky was streaming with birds. And there was evening, and there was morning, a fifth day. Now the whole world was full of living beings, everything that creeps, everything that crawls, and every beast that walks upon the ground. And it was good. It was all good. There was light and air and water and soil, all clean and unspoiled. There were plants and fish and fowl and beast, each after their own kind, all part of the greater whole, all in their place, and all was in balance. It was paradise, the jewel in the Creator's palm. And the Creator made man, and by his side woman, father and mother of us all. So you were told the story of creation. But este redată istoria creației. Ce ați observat? It was evolution, wasn't it? A fost evoluție, nu-i așa? And if you notice carefully, it wasn't. There were many details. One, there was a meteor that hit the earth in the beginning. There was a meteor that hit the earth. La început, pământul este lovit de un meteorit. And it caused this explosion, right, to start creating life. Și are loc o explozie și de acolo se naște viața. Also, you notice when it said one day, when you watch the visuals, it's going day, night, day, night, day, night, many times in a day. It's called a hyperlapse in video. Apoi, în cursul unei zile, vedem cum se repetă de mai multe ori ciclu zi-noapte. Se numește hyperlapse. So you're seeing many, many days in a row in a short period of time. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, se repetă multe, multe zile. So, if you were to go to this and think, it's a Bible movie. Dacă mergeți acolo, ziceți, e un film biblic. You would be getting a lot of unbiblical information. Plecați cu foarte multe informații nebiblice. And then there was this one, Exodus, Gods and Kings. Un alt film, Exod, Zei și Împărați. It was about Noah, I mean not Noah, Moses. Un film despre Moise. Christian Bale was the main actor. Christian film? Christian Bale, that's his name. Christian Bale este actorul principal. This is what he said about Moses. Iată ce spune despre Moise. I think the man was likely schizophrenic. Cred că cel mai probabil omul era schizofrenic. And was one of the most barbaric individuals I have ever read about in my life. Și unul dintre cei mai barbari indivizi despre care am citit vreodată în viața mea. How did he come to this idea about Moses? Cum a ajuns la concluzia asta despre Moise? Well, he had to study three things for this role. A fost nevoie să citească trei lucruri pentru acest rol. He had to study the first five books of the Bible. Primele cinci cărți din Biblie. He had to study the Quran. Coranul. And he had to study a book called Moses, a Life by Jonathan Kirsch. Și o carte scrisă de Jonathan Kirsch, Moise, o viață. Now, Jonathan Kirsch has some very strange ideas about Bible characters. Jonathan Kirsch are niște idei foarte ciudate despre personajele biblice. He wrote a book about David and Jonathan. A scris o carte despre David și Jonathan. Or he basically said that David and Jonathan were in a very close relationship. În care practic spune că David și Jonathan erau într-o relație foarte apropiată. He also said, de asemenea spune, the big one for me, other than realizing I had no idea about Moses at all, un lucru pe care l-am aflat în afara numai puțin. Ce am descoperit, pe lângă faptul că nu știam nimic despre Moise, he said he was a very troubled, tumultuous man and mercurial. Era un om foarte deranjat și tumultos. But his biggest surprise was the nature of God. Dar cea mai mare surpriză a fost natura lui Dumnezeu. And he said God was equally very mercurial. What is mercurial? We're going to find out. Spune că era foarte, în engleză, mercurial, de la Mercur. Mercurial means subject to sudden, unpredictable changes of mood or mind. Cuvântul acesta înseamnă despre o persoană.
Se spune că este supusă unor schimbări bruște și imprevizibile de stare sau de atitudine. So Malachi 3:6 says, "For I am the Lord." Maleahi 3:6 spune, eu sunt Domnul. I change not. Eu nu mă schimb. Therefore you sons of Jacob are not consumed. De aceea voi fii ai lui Iacov nu sunteți distruși. So obviously making this film didn't give him the right perspective on the character of God or Moses. Faptul că a interpretat în acest film nu l-a ajutat să înțeleagă mai bine caracterul lui Dumnezeu sau pe al lui Moise. We also find in this film that Moses is hit in the head and knocked unconscious by a rock. Vedem în filmul acesta cum Moise este lovit în cap cu o piatră și lăsat inconștient. When he awakes, he hears the voice of a little boy before a burning bush. Când se trezește, aude vocea unui băiețel aflat în fața unui tufiș care arde. This little boy identifies himself as God, calling himself I am. Băiețelul se identifică cu Dumnezeu, își spune eu sunt. Moses' wife in the film suggests to him he is merely imagining these things. Soția lui Moise din film îi spune că nu e altceva decât o imaginație. Because he had been hit in the head by a rock. Fusese lovit în cap cu o piatră. Except that Moses had the gift of prophecy. Doar că Moise are darul profeției. According to the Bible. Conform Bibliei. Deuteronomy 34:10 says. Deuteronom 34:10. And there arose not a prophet. The Lord knew face to face. Că nu s-a mai ridicat din Israel un alt profet în afară de Moise, căruia Dumnezeu i-a vorbit față în față. What did this movie do for this man? Ce a făcut acest film pentru acest bărbat? Nothing. Nimic. What does he say that it's designed to do? Ce spune că este proiectat să facă? Here's a video clip. Iată un videoclip. Ultimately what we're doing, we're reaching out to people. None of it matters unless you're actually reaching out and managing to get into people's hearts and minds and make them feel something. So he says it's designed to change you. El declară că filmul are rolul de a vă schimba pe voi. Now, I didn't show you this part of the interview. Nu v-am arătat această parte a interviului. But this man plays Moses, and Moses is the one who receives the Ten Commandments. Omul acesta este actorul care joacă pe Moise. Moise primește cele 10 porunci. And earlier in the interview, he's using the Lord's name in vain. Și puțin mai devreme în cadrul interviului, ia în deșert numele Domnului. It didn't change him. Nu l-a schimbat. It didn't help him. Nu l-a ajutat. And it certainly won't help you either. Și cu siguranță nu vă va ajuta nici pe voi. Just because it has Bible characters in it doesn't mean that it's biblical. Doar pentru că are niște personaje biblice nu înseamnă și că este biblic. Ridley Scott was the director of the film. Ridley Scott, directorul filmului. And when he was asked about the parting of the Red Sea, he said this. Atunci când este întrebat despre despărțirea Mării Roșii, declară următorul lucru. You can't just do a giant parting of walls with water trembling while people ride between them. Nu poți să desparți marea în două ziduri uriașe de apă în timp ce oamenii trec printre ele. He said, I didn't believe it then. Nu am crezut asta atunci. When I was a kid sitting on the third row. Când eram copil stând pe al treilea rând. I remember that feeling and thought I'd better come up with a more scientific or natural explanation. Mi-amintesc acel sentiment și mi-am spus trebuie să vin cu o explicație mai științifică, mai naturală. So he's talking about his experience when he was a child in the theater. Vorbește despre experiența lui de când era mic la teatru. And he saw the film made by the actor Charlton Heston. Și a văzut un film regizat de Charlton Heston. And he said, he remembers thinking the Red Sea parting, that's ridiculous. The risky? The Red Sea. Și își spunea atunci despărțirea Mării Roșii e un lucru ridicol. I mean, nobody's going to believe a miracle, so we have to come up with a scientific explanation for that.
Nimeni nu o să creadă acest miracol, trebuie să venim cu o explicație științifică. So, how does he say that it happens? How does he say? Yeah, how does he say that the parting of the Red Sea happens? Și cum afirmă el că se desparte Marea Roșie? He says, well, it's an earthquake. Este un cutremur. An earthquake that happens at the exact right time. Un cutremur care are loc exact la momentul potrivit. When Israel needs to cross. Când Israel trebuie să traverseze. And then it causes a tidal wave. Și se creează un val. And it wipes out the Egyptians just in time. Care îi mătură pe egipteni exact la timp. His philosophy is, if you don't believe it from the Bible, just throw it out. Dacă nu crezi lucrul acesta din Biblie, atunci dă la o parte. I think it takes more faith to believe his versions than the Bible's. Cred că e nevoie de mai multă credință să accepti versiunea asta decât versiunea biblică. Now I want to talk to you about a company called VidAngel Studios. Vreau să vă vorbesc câteva lucruri despre, să vă spun câteva lucruri despre o companie numită VidAngel Studios. Several years ago, this company was started to filter out content that Christians did not want to see in Hollywood movies. Cu ceva timp în urmă, compania aceasta s-a născut pentru ca să filtreze din filme acel conținut care nu trebuia să, care nu se dorea să fie văzut de anumite persoane. So they said, you know, there's a lot of bad stuff in Hollywood. And you shouldn't have to watch all that, so we're going to make something that will let you choose how to remove it. Sunt atât de multe lucruri la Hollywood, nu toate sunt bune, vrem să vă dăm niște lucruri pe care să le folosiți ca să îndepărtați lucrurile astea. So if you don't want bad language, you can remove it. Dacă nu vreți un limbaj vulgar, puteți să-l scoateți. And many people thought this was a good idea. Foarte mulți oameni au crezut că este o idee bună. And they were willing to pay for it. Și erau dispuși să plătească pentru ea. And it was started by a couple of Mormon brothers. A fost început de o echipă de frați mormoni. And it became very successful. Și a avut foarte mult succes. And it has turned into something called Angel Studios. Și s-a transformat în Angel Studios. And now it doesn't just filter content, but it makes its own content. Care nu doar că filtrează conținutul, ci creează propriul conținut. And the most popular piece of content that it makes is The Chosen. How many of you heard of The Chosen? Cel mai popular conținut este The Chosen. Câți știți despre ei? So it's coming from a Mormon studio. It's Mormon funded, Mormon directed. Do you think it has Mormon influence? Este regizat de mormoni, plătit de mormoni. Credeți că are influențe mormone? It does. Cu siguranță. Two of the people who are involved in making this. Doi dintre oamenii implicați în producerea filmului, serialului, are Brad Pilo and Daryl Eaves. Sunt Brad Pilo și Darren Eaves. You can see from this article that they are both bishops in the Mormon Church. Puteți vedea din articolul acesta că ambii sunt prezbiteri în bisericile mormone. They believe that that is the highest office of the priesthood. Cred că este cea mai înaltă funcție din preoție. When somebody becomes a bishop in the Mormon Church, they serve as a pastor for a local congregation from 4 to 7 years. Înainte să fie episcop, trebuie să slujească ca pastor într-o biserică locală între 4 și 7 ani. Mormons do not pay pastors. Do not? They do not. Do not do what? Pay pastors. Mormonii nu-și plătesc pastorii. Most of the people who are pastors are people like these guys. Majoritatea oamenilor care lucrează ca pastori sunt exact ca cei din imagine. They're very successful businessmen and they don't need the money. Oameni de afaceri foarte de succes care nu mai au nevoie de bani. And so it allows them to have when they collect all these funds, they're able to do with it. Și atunci când colectează toate aceste fonduri, pot să facă alte lucruri, cum ar fi să creeze media. You can see from their LinkedIn profiles that Brad, you see that he works on The Chosen. He went to school at BYU. În profilul lor de LinkedIn, putem vedea că Brad, care ajută la crearea serialului, a fost la școală la what school? BYU, it's Brigham Young University. Universitatea din Birmingham. It's a Mormon school. O școală mormonă.
Also, Daryl Eaves says that he works on The Chosen and he went to Southwest Utah University. Daryl Eaves, de asemenea, lucrează și la serialul Mormonii, serialul The Chosen, a fost la școală la Southern Utah University. So this is Dallas Jenkins. He is the director of The Chosen series. Dallas este directorul serialului The Chosen. He is the son of Larry B. Jenkins. Does anybody know that name? Este fiul lui Larry B. Jenkins. Have you heard of the Left Behind series? Ați auzit de seria Left Behind? Yeah, Left Behind is a very popular evangelical series about the end of time. Left Behind este un serial foarte popular, evanghelic, despre sfârșitul timpului. And it teaches the idea that the 7-year tribulation happens at the end of time. Și spune că perioada de 7 ani de timp al strâmtorării va avea loc la sfârșitul timpului. It teaches that the Antichrist is some guy who is a political leader that rises up in Europe. Spune că Antichristul este un lider politic care se ridică de undeva din Europa. It's basically what a lot of Protestants believe. Practic sunt multe lucruri pe care mulți protestanți le cred. So this man is his father. Omul acesta este tatăl lui. I want you to hear what he says about his relationship with the Mormon Church. Aș vrea să vă arăt ce declară el cu privire la relația pe care o are cu Biserica Mormonilor. So even if I had significant disagreements with the LDS community, which I've learned I have fewer than I thought I did, but even with that, I was okay. I was comfortable with that because as long as they're treating the show properly, that's all that matters. So it's been, I can honestly say it's been one of the top three most fascinating and beautiful things about this project has been my growing brother and sisterhood with people of the LDS community that I never would have known otherwise, and learning so much about your faith tradition, and realizing for all the stuff that maybe we don't see eye to eye on, that all happened, that's all based on stuff that happened after Jesus was here. The stories of Jesus we do agree on, and we love the same Jesus. So he says we love the same Jesus. El declară, îl iubim pe același Iisus. In Mormon theology, Jesus is Satan's brother. În teologia mormonă, Hristos este fratele lui Satana. Is that the same Jesus? Este același Iisus? I don't think so. Nu cred. I'm going to read you something about Joseph Smith. This is from their website. Vreau să vă citesc ceva despre Joseph Smith. Este ceva preluat de pe site-ul lor. Says, my object in going to inquire of the Lord was to know which of all the sects was right. Scopul meu pentru care l-am întrebat pe Domnul a fost să știu care dintre secte este cea adevărată. Because he wanted to know which one to join. Pentru că voia să știe unde să se alăture. And basically, he said, no sooner therefore did I get possession of myself as to be able to speak, then I asked the personages who stood before me in the light, which of all the sects was right? For at the time I had never entered into my heart that all were wrong and which I should join. Nu după mult timp, după ce mi-am revenit, pentru ca să fiu în stare să vorbesc, am întrebat apoi personajul care stătea deasupra mea în lumină, care dintre toate sectele este cea adevărată, pentru că nu pătrunsesem niciodată în inima mea că toate celelalte erau greșite și voiam să știu căreia dintre ele să mă alătur. So basically he's recognizing there's many denominations, which one's the right one. Practic recunoaște că sunt multe denominațiuni, care este cea adevărată. And he was answered. Și s-a răspuns. He must join none of them. Nu trebuie să se alăture niciunea dintre ele. For they were all wrong. Toate sunt greșite.
And the person who addressed him said, all their creeds were an abomination in his sight. Și persoana care îi vorbea a spus, toate acele credințe sunt o nenorocire, o urăciune, mulțumesc, în ochii lui. That all their professors were corrupt and they draw near to me with their lips, but their hearts are far from me. Toți învățătorii lor sunt corupți, care doar vorbesc frumos cu buzele, dar inimile lor sunt departe de ei. That they teach for doctrines the commandments of men, having a form of godliness, but denying the power thereof. Că învață ca doctrine învățături ale oamenilor. Second part. Au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. So he believed that he was told by a heavenly being, all denominations are wrong. El pretinde că această ființă cerească i-a spus că toate denominațiunile sunt greșite. Not just wrong, but everything that they said and taught was an abomination in God's sight. Mai mult decât atât, tot ceea ce învață sau predau este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. So this is from the person who founded the Mormon Church. Sunt cuvintele fondatorului acestei biserici, a mormonilor. Which means ultimately this is the premise they're coming from when they go to create something. Asta este premisa de la care pleacă atunci când creează ceva. Here is a clip from I think season 3 where Jesus is trying to help the Pharisees understand that he is the fulfillment of the law. Aici este un segment dintr-un serial unde Iisus caută să-i ajute pe farisei să înțeleagă faptul că el este împlinirea legii. Jesus, if you do not renounce your words, we will have no choice but to follow the law of Moses. I am the law of Moses. So, in this series, there is an overarching theme. În această serie este o temă predominantă. That your behavior is not important. Comportamentul tău nu este important. Your belief is important, but your behavior doesn't matter. Crezi că este important, dar de fapt el nu contează. In the context of the whole series, în contextul întregului serial, whenever he says, I am the law of Moses, ori de câte ori spune, eu sunt legea lui Moise, first of all, he's quoting from the Book of Mormon here. Mai întâi de toate, el citează din Cartea Mormonilor aici. And secondly, it means in the context of the series. Iar în plan secundar, în contextul serialului, whatever comes out of the mouth of this character becomes the truth reinterpreted. Orice iese din gura acestui personaj devine un adevăr reinterpretat. Here is from their writings, 3 Nephi 15, verse 9. Din scrierile lor, versetul 9. It says, behold, I am the law and the light. Iată, eu sunt legea și lumina. Look unto me and endure unto the end and you shall live. Priviți la mine, răbdați până la sfârșit și veți trăi. For unto him that endureth to the end, I will give eternal life. Celui ce va răbda până la sfârșit, îi voi da viața veșnică. So that's where they're drawing that phrase from. De acolo preiau această frază. And I will show you more clips a little bit later on, enforcing this point that your behavior, they teach, doesn't matter. O să vă arăt un pic mai târziu, o să subliniez acest lucru. Practic, ei spun că nu contează comportamentul. What you do doesn't matter. Ceea ce faci nu contează. Except there are many things in the Bible that Jesus has asked us to do. Cu toate astea, sunt foarte multe lucruri în Biblie unde vedem că Hristos ne cheamă să facem anumite lucruri. Not to earn your salvation. Nu ca să-ți câștigi mântuirea. But you're asked to do them because you love Jesus. Ci ți se cere să le faci pentru că îl iubești pe Iisus. For example, in the Gospel Commission, it says go. De exemplu, Marea Trimitere spune, mergeți. Make disciples. Duceți-vă și faceți ucenici. Is it enough to believe I need to make disciples? E suficient să crezi, trebuie să fac ucenici? Or do you actually need to go and do it? Sau chiar trebuie să mergi și să faci? Jesus says, go and sin no more. Iisus spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Is it enough to just think, okay, I should not sin anymore. There's nothing I need to do.
E suficient să zici da, trebuie doar să crede asta sau să și împlinești. Behavior is important. Comportamentul este important. Nothing is done in our own strength and power. Nimic nu este făcut în puterea și tăria noastră. But the actions are still important. Dar faptele contează. Here's a clip from the first season with Nicodemus. Un clip din primul sezon cu Nicodim. Says something very interesting. Spune ceva foarte interesant. Is the kingdom of God really coming? What does your heart tell you? What does your heart tell you? Have you heard that before? Ce-ți spune inima? Ați mai auzit asta? You've heard it in just about any Disney film that's ever been made. Cam în toate filmele Disney care au fost create. Do you think Jesus would have us build our entire foundation of the Messiah coming on what our heart tells us? Crezi că Domnul Hristos vrea să ne punem toată încrederea în venirea lui Mesia în funcție de cum ne zice, de ce ne zice inima? Or wasn't he continually pointing to the scriptures to prove that he was who he was? Nu arăta el mereu către scriptură ca să dovedească că este cine ce pretinde? Jesus was always pointing back to the Bible. Iisus mereu arăta înapoi către Biblie. Jeremiah 17:9 says the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ieremia 17:9 spune că inima este deznădăjduirea, cine poate să o cunoască? Bible also tells us in John 5:39, you search the scriptures for in them you think you have eternal life and these are they which testify of me. În Ioan 5:39, cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. That's what we base our knowledge of Jesus on and his coming. Pe asta trebuie să ne bazăm cunoștințele despre Domnul Hristos. I don't remember what season, whether it was one or two, but Jesus has this encounter with the man who had an infirmity for 38 years. Nu știu dacă este sezonul 1 sau 2, dar Iisus are o întâlnire cu omul care era bolnav de 38 de ani. He heals him at the pool of Bethesda. Îl vindecă la scălătoarea din Bethesda. One of the things that people point to about this series that I've seen, at least in social media, is they say, look, we know that Dallas Jenkins received a copy of The Desire of Ages. Unul dintre lucrurile pe care le afirmă oamenii care urmăresc serialele acestea, spun că Jenkins a primit o copie a cărții Desire of Ages, Viața lui Isus. And he is using that as part of the source material to make The Chosen. Și el folosește cartea aceasta ca resursă pentru seria The Chosen. Maybe, but not with this story. Se poate, dar lucrul acesta nu este valabil cu istoria aceasta. The way they show this story is that this man is a child, he falls out of a tree when he is young. Se povestește acolo cum băiatul acesta, copil fiind, cade dintr-un copac. Creates an injury in his leg which was never healed properly. Se rănește la un picior, nu este vindecat cum trebuie. And eventually it leads to his being crippled. Și ajunge paralitic. And if you read The Desire of Ages, you know that the story is totally different than that. Dacă citești Viața lui Isus, vei vedea că istoria este complet diferită. Actually, if you read your Bible closely, you can figure out that that's not the story. Dacă citești Biblia îndeaproape, vei vedea că nu așa stau lucrurile. Here's how we know. In John 5:14, it says this. Iată ce știm în Ioan 5:14, ni se spune. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him. Că după aceea Isus l-a găsit în templu și i-a zis. See, you have been made well. Vezi, te-ai făcut sănătos. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Vezi să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. So close reading in the Bible tells us that the problem that he had was actually caused by himself. Înțelegem din Scriptură că problema pe care o avea fusese cauzată de el însuși. But remember the common theme of this series is that your behavior doesn't matter.
Dar vă amintiți tema seriei, anume că nu contează comportamentul? But if you read this text, did his behavior matter? Dacă citim acest text, credeți că are importanță, contează? Yeah, he brought a physical condition upon himself that could have been avoided. Și-a atras asupra lui însuși o stare, o problemă de sănătate care putea fi evitată. This is from their book, Articles of Faith. Un citat din cartea lor, Articole despre credință. It says this: we believe the Bible to be the word of God. Credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. As far as it is translated correctly. Atâta timp cât este tradus în mod corect. We also believe the Book of Mormon to be the word of God. De asemenea, credem că Cartea Mormonilor este cuvântul lui Dumnezeu. So they have put them on the same level. Le pun la același nivel. Except the Bible they have questions about. Cu toate că despre Biblie au anumite întrebări. To me that says they don't really believe all of the Bible. Mie asta îmi spune că nu cred chiar toată Biblia. You can't trust it 100% according to them. Nu te poți încrede în Biblie 100%. But they believe the Book of Mormon is trustworthy. Dar cred că este vrednică de încredere Cartea Mormonilor. John 7:17 says, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine. Ioan 7:17, dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Whether it is from God or whether I speak on my own authority. Sau dacă eu vorbesc de la mine însumi. I want to show you a clip between Dallas Jenkins, who's the director, and Jonathan Rumi, who's the lead actor. He's the one who plays Jesus, about the relationship between Catholics and Protestants when it comes to artwork. Vreau să vă arăt un clip. E vorba de Dallas Jenkins și Jonathan Rumi. Vorbesc despre relația dintre catolici și protestanți când vine vorba de artă. I believe that Protestants have gone too far in the opposite direction and become almost skeptical of art and skeptical of imagery because they don't want to be idolatrous and because they don't want to be so symbolic that they miss it all. These relics feel like idols to some Protestants. And I've come to believe that we Protestants missed out on some truly great opportunities to be artistic. And as an artist myself, I'm like, yeah, I do that. I create symbols sometimes in my work. I create metaphor. I think that there's danger in both sides. I think both sides can become, one can become too idolatrous, one can become too dismissive. And I don't think either of us are in that camp. But and I've grown to over the years. Like when I first used to come to these places, I would show up and I'd be like, this feels wrong to me. Mm. And now that I know so many more of Catholic brothers and sisters, I believe, share the same passion for Jesus that I do, and just have a different worship approach. And I go, okay, I do see it from. So making idols, just a different worship approach. Making idols. Yeah, Dallas Jenkins is saying, just well, you know, making idols. That's just a different worship approach. No big deal. Jenkins spune că să-ți faci idol e doar o altă abordare a închinării. Nu e mare lucru. So the Bible says in Exodus chapter 20. Exod capitolul 20. You shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Spune să nu-ți faci chip cioplit nici vreo altă înfățișare a lucrurilor care sunt sus în cerul, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Says you shall not bow down yourself to them nor serve them. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Because God is a jealous God. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. And he visits the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations. Care pedepsește nelegiuirea părinților asupra copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. There's no way I'm going to be done in 5 minutes. Mi-ar fi imposibil să termin în 5 minute. Here you can see a clip or an Instagram post of Jonathan Rumi visiting Padre Pio, and he's actually praying over the body. Aici este o poză de pe Instagram postată de Jonathan Rumi, unde vizitează Padre Pio și practic se roagă acolo la trupul respectiv. Actually, more than just praying over it, praying to him and trying to get wisdom. Se roagă la el și vrea să primească înțelepciune. I think I'm gonna skip that.
Okay. One of the guys that's involved in making the music for The Chosen, his name is Matthew Nelson. Unul dintre oamenii care se ocupă de partea muzicală a seriei se numește Matthew Nelson. If you're really curious later, I can show you more of the clips that I'm not showing now for sake of time. Dacă vreți să știți mai multe lucruri, vi le pot arăta mai târziu, dar acum o să sar peste ele din cauza timpului scurt. He's one of two musicians that worked on this. Este unul dintre cei doi muzicieni care au lucrat la partea asta. What I want you to understand is that what you believe you're going to put into your artwork and it's going to influence the production. Ceea ce vreau să spun este că lucrurile pe care le crezi vor fi transpuse după aceea în munca ta și se vor vedea acolo, se vor regăsi. On his website he says the Zen gardener is not interfering with nature because he is nature and he cultivates as if not cultivating. Thus the gardener is at once highly artificial and extremely natural. El spune acolo gardener is name? No, gardener is like a person who farms. Okay. Grădinarul Zen nu interferează cu natura pentru că el este natura și el cultivă as if not cultivating. Like working the soil and tending the plants. Okay. Și el cultivă. Astfel grădina este at once highly artificial and extremely natural. Would you rephrase that? Okay. Înțeleg doar că nu prea are sens, dar asta e ideea, că grădina este în același timp extrem de artificială și extrem de naturală. I'm hard on this guy. This is a very Buddhist idea. Este o idee budistă. You can see it coming through his Instagram feed as he posts very new age and Buddhist materials. Pe Instagram postează o mulțime de imagini new age, budiste. Also there's a picture of him posting a picture of a martini he was drinking, saying, Holy Spirit, you are welcome here. Postează o imagine cu un pahar de martini și spune, Duh Sfânt, ești binevenit aici. I think I'm going to skip. Oops. Skip that. No, I'm not going to skip that. Jonathan Rumi is also a Knights Templar. I'm going to show a clip of him discussing that. I'm wearing a mantle and a cross with a little crown on it, a knight's cross. 5 years ago, I was knighted by the order, the Sovereign Military Order of the Temple of Jerusalem. I lost my mind there for a second. Essentially, the Knights Templar, which is what that is. If you understand the hierarchy of Freemasonry, dacă înțelegeți ierarhia masonilor liberi, you can see that a Knights Templar is basically on the same level as a 33rd degree Freemason. Knights Templar, cavaler templier, este pe același nivel cu same level as a 33rd degree Freemason, so like the highest level of Freemason. Cel mai înalt nivel al masonilor liberi, 33 de grade. All right, two clips and then I'm going to wrap this up. Încă două clipuri și apoi încheiem. These are the guys who made the music for The Chosen. Sunt cei care au făcut muzica pentru The Chosen. No, I want you to hear their philosophy behind the show and the music. Și aș vrea să ascultați filozofia lor din spatele muzicii și serialului. The show is injecting imagination. Jesus injected imagination and his stories into the people who heard them about reimagining what it's like to directly experience the divine and directly experience one another. Yeah. And I think the show is doing that. It's injecting some imagination into all of these stories that if we've grown up as Christians, that I've grown up all my life knowing these stories, and somehow watching The Chosen is almost like
I've never heard this story before. Mm-hmm. The way the characters are portrayed, Matthew being portrayed as on the spectrum in some way, and there's just all this beautiful creativity that doesn't take, it doesn't matter whether or not it's factually accurate that Matthew was on the spectrum or not, or whatever. It's plausible. Also notice what he's wearing around his neck. It's kind of hard to see, but those are Buddhist beads, Buddhist prayer beads. Nu știu dacă se poate observa ce poartă la gât. Sunt niște mărgele pentru rugăciune din budism. I think The Chosen, while it probably hasn't started this thing, it seems like it's been a particular kind of catalyst for encouraging younger filmmakers who want to make things that honor and talk about faith in different contexts, but don't want to do it in this old, cheesy, poorly produced fashion as it's been done. And so it's now, I think it's a really exciting time for faith-based media, particularly film and television. So it's, I think it's getting ready to explode. I think we're kind of like at the beginning of a movement. Let that be your warning. I want to circle back to Revelation 13 for a moment. Vreau să ne gândim un pic la Apocalipsa 13 pentru o clipă. When the fire comes down from heaven in Revelation 13. Atunci când focul coboară din ceruri în Apocalipsa 13. It's supposed to prove. Are rolul de a dovedi. That God is with that religious power. Că Dumnezeu este în spatele acelei puteri religioase. And of course we saw that there was something different in 1 Kings 18. It was like the opposite scenario. Desigur am văzut că în 1 Reși capitolul 18 lucrurile stau altfel, este opusul acestui scenariu. So biblically, how do you know which way is right and which way is wrong? Cum știi, biblic vorbind, care este drumul bun și care este cel greșit? It's very easy to remember. The answer is in Deuteronomy 13. E foarte ușor de reținut. Răspunsul este în Deuteronom capitolul 13. Says if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams and he gives you a sign or a wonder. Dacă se ridică printre voi un profet sau un om care are vise și vă dă un semn sau face o minune. And the sign of the wonder comes to pass. Și semnul acela se împlinește. Of which he spoke to you saying, let us go after other gods which you have not known and let us serve them. Și el v-a spus, haide să mergem după alți dumnezei pe care nu-i cunoști și să le slujim. You shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams. Să nu asculți cuvintele acelui profet sau acelui care a visat acele lucruri. For the Lord your God is testing you. Pentru că Domnul Dumnezeu vă încearcă. To know whether you love the Lord with all your heart and with all your soul. Să vadă dacă îl iubiți pe Domnul cu toată inima și cu tot sufletul vostru. You shall walk after the Lord your God and fear him. Trebuie să umblați împreună cu Domnul Dumnezeul vostru și să vă temeți de el. And keep his commandments and obey his voice. Să păziți poruncile lui și să ascultați glasul lui. You shall serve him and hold fast to him. Trebuie să îl slujiți și să vă țineți de el. But that prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. Dar acel profet sau visător trebuie să fie dat la moarte. Because he has spoken in order to turn you away from the Lord your God. Pentru că a vorbit pentru a vă îndepărta de Domnul Dumnezeul vostru. Who brought you out of the land of Egypt? Care v-a scos din țara Egiptului. And redeemed you from the house of bondage. V-a răscumpărat din casa robiei. To entice you from the way in which the Lord your God commanded you to walk. Să vă distragă de la drumul pe care Dumnezeu v-a poruncit să mergeți. So you shall put away the evil from your midst. Trebuie să dați la o parte răul din mijlocul vostru. At the end of the day, it doesn't matter how good the visuals are. La capăt de drum nu contează cât de senzaționale sunt imaginile. The message is always more important. Mesajul întotdeauna este mai important. Let's pray. Să ne rugăm. Heavenly Father, help us to always value your word. Tată nostru din ceruri, ajută-ne să prețuim mereu cuvântul tău. May we learn it and remember it.
Ajută-ne să-l învățăm, să ne-l amintim. May we always turn to it when we need direction. Să ne întoarcem mereu către el când avem nevoie de îndrumare. Lord, in the last days there are many people that will be deceived. La sfârșitul timpului vor fi mulți oameni înșelați. We don't want to be those people. Nu vrem să fim printre ei. So help us to follow your word. Așa că ajută-ne să urmăm cuvântul tău. We want to follow the Lamb Jesus wherever he goes. Vrem să urmăm mielul pe Hristos oriunde el merge. This is our prayer in Jesus' name. Este rugăciunea noastră în numele lui Isus. Amen. Amin. Urmează pauză până la ora 11, iar la 11 vor începe seminarele, așa că invit vorbitorii în față ca să ne prezinte. So I invite Rob, Mike, Daniel to present it, and also Real Family, and Keith. Bună dimineața! Sunt eu tot eu în față, însă vă promit că seminarul va fi ținut în cea mai mare parte de soțul meu. Din nefericire, l-a atins și pe el virusul care circulă în campus și încearcă să se odihnească atât de mult cât poate. Dacă puteți să vă rugați pentru el, că Dumnezeu să-i dea putere, am apreciat lucrul acesta. Seminarul nostru va vorbi despre cum să avem o relație adâncă, o legătură emoțională cu alți oameni, cu soțul nostru, cu soția noastră, cu prietenul, cu prietena. Am auzit mult la acest congres despre faptul că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să nu să cunoaștem despre Dumnezeu, nu doar să cunoaștem despre Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că aseară, cred că cineva a întrebat cum poate să aibă o legătură personală, acea conexiune puternică cu Dumnezeu. Realitatea este că nu știm să avem o legătură cu Dumnezeu pentru că nu știm și n-am învățat cum să avem o legătură emoțională cu mama, cu tata, cu fratele, cu sora și cu alți oameni din jurul nostru. Întrebarea este, de câte ori v-au luat părinții în brațe și v-au pus întrebări să vadă cum vă este? Și v-au ascultat fără să vă judece? De câte ori v-ați simțit acasă acceptați și iubiți așa cum sunteți, fără să trebuiască să vă schimbați? Poate că unii dintre voi ați avut această experiență și slavă Domnului, însă sunt convinsă că sunt unii dintre voi care se identifică cu mine și care n-a avut această experiență foarte mult. Venim din familii în care tata și mama nu știu cum să ne iubească necondiționat, pentru că și ei la rândul lor n-au învățat lucrul acesta de la părinții lor. Prin urmare, nu știm cum să ne conectăm cu mama și cu tata, nu știm cum să ne conectăm cu soțul sau cu soția sau cu prietenii noștri. Și pentru că nu știm lucrul acesta la mod cu cei din jurul nostru, în relațiile fizice pe care le avem ca tangibile, nu reușim să facem lucrul acesta cu Dumnezeu. Familia noastră și relațiile dintre noi trebuie să reflecte relația cu Dumnezeu și Dumnezeu vrea ca în relațiile pe care le avem să putem să învățăm cum să relaționăm, cum să ne apropiem de El. Vorbea Oti despre rămășiță. Sunt convinsă că rămășița sau diferența dintre cei care vor pleca din biserică și din rămășiță va fi că rămășița va avea o relație emoțională adâncă și strânsă cu Dumnezeu. Prin urmare, la seminar vom vorbi despre care sunt lucrurile care împiedică să avem o relație emoțională, o legătură emoțională puternică și ce putem face ca să învățăm să construim astfel de relații cu cei din jurul nostru și cu Dumnezeu. I did a lot of talking. You will do still more. I will do more. So my next seminar will be about superheroes. Superheroes, like. Seminarul meu va fi despre supereroi. So like Marvel and DC comic book. Marvel, DC, comice. We're going to talk about their origins. Vorbim despre originea lor.
and some of the theology that comes from that and how it's influenced society today. Theology. Yeah, like and biblical teaching and influences. Despre teologia din spate și cum influențează societatea. Hello everyone. Good morning. Vă salut pe toți, bună dimineața. So, Rob Berghoff, my brother Michael and I, we're going to have a workshop on true education. Rob Berghoff, fratele meu și cu mine vom avea un seminar despre educația adevărată. So, it is basically a continuation of workshop that we have on what success look like. Este o continuare a seminarului despre succes. But this one will be much more in deep in practical. Dar acesta va fi mult mai practic. So if you are some and I would like to read one quote from Ellen White about true education. Vreau să vă citesc din Ellen White. He says now as never before. Acum ca niciodată înainte. We need to understand the true science of education. Trebuie să înțelegem adevărata știință a educației. If we fail to understand this, dacă eșuăm în acest punct, we shall never have a place in the kingdom of God. Nu vom avea niciodată un loc în împărăția lui Dumnezeu. So true education is a salvational issue. Adevărata educație este o problemă de mântuire. If we do not understand it and live it, we will never see a place in heaven. Dacă nu o înțelegem și nu o trăim, nu vom ajunge în ceruri. In the book True Education it says, in the highest sense, the work of education and the work of redemption are one. În cartea educației găsim următorul paragraf. În cel mai înalt sens, lucrarea de educație și cea de mântuire sunt una și aceeași. So, if you are somebody who is thinking, what should I, let's say you have finished school and you think, okay, my ambition is, let's say, to help people heal, or my ambition is to, whatever your ambitions are, the world is offering certain paths of success. And certain, dacă ai terminat școala și te gândești acum pe ce drum să o iei și ai vrea să slujești, să faci bine, lumea oferă mai multe drumuri către succes. So whatever you're planning, we are trying to make an actual workshop with you and then take your particular case and see is there any alternative path in reaching that goal. Și indiferent de ce vrei să faci, vrem să lucrăm cu ceea ce ai, cu ceea ce vrei să faci și să căutăm o variantă alternativă prin care poți să ajungi la același scop. So if you are maybe on a pathway that you need to choose what you want to do, dacă te gândești acum pe ce drum să mergi, or you're already trading particular, you're already on a particular path and you want to maybe receive another rethink maybe another path in doing that in a true education way. This is a workshop for you. Sau dacă ai plecat deja pe un drum și te gândești cum ai putea să reconfigurezi traseul pentru ca să ai parte de o adevărată educație, atunci este seminarul potrivit pentru tine. And we look forward to see you at what's the place? In the other building where what's the name of that building? Lecture room in the what's the name? Therapy room. Yeah, lecture room in the therapy room. We welcome you to come there. Sunteți bineveniți la acest seminar. Va avea loc în camera de lectură din zona terapiei. Ok, deci seminarul lui Rob, Mike și Daniel vor fi la terapie, acolo unde au fost străjile de noapte. Seminarul familiei Real va fi la sala de mese, iar al lui Kit în capelă. În continuare îl chem pe Ionuț să ne spună cum să ne organizăm pentru outreach.